E luna cadourilor, e luna în care facem cadouri celor dragi. Acum e vorba despre copii. Despre copii, copiii care, pe bună dreptate, nu au acces sau nu pot să ajungă la cutia moșului din primăria sau din sediul primăriei Sătărați. Ne-am gândit să facem și în școala din Bresău mic și în școala din Bresău mare, să ducem acele cutii în care copiii pot să pună scrisori pentru Moș Crăciun. Modelul de scrisoare acceptat atunci când vom extrage cele trei scrisori va fi acesta. Acest model va fi sau îl veți găsi lângă cutia în care după ce scriu copii, după ce copiii scriu dorințele, vor îmbături și vor băga în urnă. Apropo, și referitor la dorințe. Acum cred că fiecare copilaș e conștient că Moș Crăciun nu poate îndeplini dorințe extravagante, dorințe, eu știu, care nu pot fi puse într-un sac, în desagă. Adică trebuie să fie dorințe normale de copii care își doresc într-adevăr lucruri pe care nu le au. Mă refer la îmbrăcăminte, mă refer la lucruri normale și firești. Astfel că cutiile ce vor fi amplasate vor, de luni, vor fi la școala din Bresău Mare, școala din Bresău Mic, clubul sportiv, iar copiii din Săcălaz, de la școala din Săcălaz, vor fi rugați să vină la sediul primăriei și să depună aceste scrisori în cutia amplasată pe holurile primăriei.